Viața de criminalist nu este ca aceea detectivilor pe care îi vedem în filme. În realitate este marcată de cele mai negative și sumbre aspecte ale comportamentului uman. Totuși, dorința de aflare a adevărului este întotdeauna mai mare decât suferințele psihice și emoționale pe care le suferă constant un criminalist. În România, Institutul Național de Criminalistică a fost înființat în anul 1968, la nivelul Poliției Române. Iar de atunci și până în prezent, prin experții și specialiștii săi, se ocupă cu strângerea, examinarea și interpretarea probelor judiciare pentru a descoperi infracțiuni și a identifica făptuitori cu scopul unic al stabilirii adevărului în procesul judiciar. Vă mulțumim pentru că ne-ați permis să intrăm în această lume fascinantă și interesantă a criminalisticii. Am dorit să vorbim astăzi despre Institutul Național de Criminalistică al Poliției Române. Pentru cei care nu știu cu ce se ocupă această structură, am dorit să ne prezentați și să ne explicați ce înseamnă criminalistica și cât de importantă este ea în munca de poliție. În primul rând, bine ați venit în cadrul Institutului Național de Criminalistică din Poliția Română. Veți avea parte de o lume puțin diferită față de cea normală. O lume formată din specialiști, o lume formată din experți, care de foarte multe ori fac minuni. Și vă voi explica ce înseamnă aceste minuni. Până aproape de anul 2000 se realizau anumite tipuri de activități specifice, criminalistice, cum ar fi cercetarea la fața locului sau anumite tipuri de expertize criminalistice. După anul 2000 a fost realizată o explozie a domeniilor de activitate ale Institutului. Sunteți directorul Institutului Național de Criminalistică al Poliției Române. Cum v-ați descrie colectivul de oameni cu care lucrați? Colectivul din cadrul Institutului și colectivul, să spunem, la nivel național, cei peste 2000 de criminaliști. I-aș pune pe toți la oaltă, nu aș face o împărțire a lor. Un colectiv de profesioniști sau de profesioniști în devenire. Pentru că, după cum știți, în ultimii ani am avut problema resurselor umane. Și avem foarte mulți colegi noi care sunt supuși unor perioade de pregătire, iar în criminalistică, spre exemplu, pentru a deveni expert, îți trebuiesc cel puțin 5 ani. După un an de tutelă, să numim, încă 4 ani în care să-ți desfășori activitatea pe lângă un expert. Apoi există posibilitatea de a da examen și a obține titlul de expert autorizat într-unul dintre domenii. De asta i-aș caracteriza ca profesioniști și pasionați de ceea ce fac. Cine sunt specialiștii care lucrează în cadrul institutului? Ce specializări au ei? Pentru că ne-ați prezentat niște domenii atât de vaste și diferite de ce am cunoaște noi ca muncă de poliție, încât aș vrea să ne vorbiți puțin despre ei și cum vi alegeți, cum sunt selecționați să lucreze aici. În cadrul Institutului Național de Criminalistică lucrează peste 100 de experți, specialiști și tehnicieni criminaliști, dedicați muncii pe care o realizează aici, specializați pe diverse domenii, cum ar fi criminalistica clasică, biologi, biochimiști, medici, medici legiști, fizicieni, IT-iști, cu alte cuvinte, din toate domeniile de activitate. Altfel nu se poate. Un expert trebuie să fie specializat în domeniul de activitate pe care îl realizează. Principiul este foarte simplu. Nu pot să pun, să efectueze analize la microscopul electronic, spre exemplu, un biolog sau un criminalist specializat în criminalistică clasică. Trebuie să fie licențiat în domeniul respectiv. Începem cu specializări în drept, în criminalistică clasică,
Cu această specializare se poate lucra în grafică și tehnica documentelor, se poate lucra în balistică, traseologie, în domeniile standard, pentru că ei ulterior, după ce au terminat Academia de Poliție, spre exemplu, s-au specializat în aceste domenii. Dar dacă vorbim de expertize fizico-chimice, aici gama este foarte variată. Așteptăm invitația dumneavoastră de a merge și de a vedea la fața locului exact cum își desfășoară ei activitatea. Atunci vă invit să facem o vizită în cadrul institutului. O să o luăm pe fiecare dintre cele 5 servicii, așa cum vi le-am prezentat, și o să vă ofer posibilitatea de a discuta cu experții, de a vedea efectiv ce fac ei acolo. Puțini sunt cei care, atunci când vorbesc de criminalistică, ating și domeniul chimiei judiciare. Criminalistica este strâns legată și de științe precum biologia, fizica, chimia sau anatomia, ce pun la dispoziție mijloace și metode tehnico-științifice de lucru necesare în procesul de investigare penală. Munca depusă de specialiștii și experții din Serviciul de Expertize Fizico-Chimice al Institutului permite depășirea sferei clasice a criminalisticii și examinarea probelor cu mijloace noi și moderne, de multe ori foarte necesare în stabilirea și probarea adevărului. În cadrul Laboratorului de Expertize Fizico-Chimice desfășurăm activități, o mare diversitate de activități criminalistice, cu obiectiv criminalistic în primul rând, bazate pe analize fizico-chimice, în special analize calitative și cantitative ale diverselor probe sau urme care se găsesc în câmpul infracțiunii și care, în marea majoritate a cazurilor, sunt trimise aici la noi. Alături de mine lucrează o echipă complexă formată din chimiști, biochimiști, farmaciști și eu, care sunt fizician. Aș putea spune că laboratorul nostru analizează cam marea majoritate a probelor care sunt recoltate la fața locului de pe tot teritoriul României. Vă pot spune că avem o mare varietate de cazuri, pornind de la omor, tentativă de omor, ucidere din culpă, violuri. Institutul Național de Criminalistică s-a afiliat în anul 2005 la rețeaua europeană din care fac parte structurile similare din alte țări. Foarte important de știut, activitățile desfășurate în cadrul acestui institut sunt acreditate, ceea ce înseamnă că respectă toate standardele de calitate la nivel internațional din domeniul ISO, fiind recunoscute în orice stat din lume. În cadrul fiecărui dosar penal trebuie să existe probe pentru a putea atribui o faptă unei persoane, unei grupări și așa mai departe. Dacă nu există probe, este foarte greu sau imposibil de a demonstra o faptă. Aceste probe trebuie să îndeplinească anumite criterii de calitate, trebuie conservate, permanent trebuie să fim capabili să demonstrăm ce se întâmplă cu o probă, să spun, luată de la fața locului, ca și lanț al custodiei, unde merge, cine ia contact cu ea, unde va ajunge, la ce proces este supusă această probă. Cu alte cuvinte, asigurarea calității este un rol primordial în tot acest lanț de procese la care este supusă o probă. Pentru că o probă poate să dicteze, să spun așa, vinovăția sau nevinovăția unei persoane. Și atunci noi suntem obligați să asigurăm independența, imparțialitatea față de tot procesul judiciar care se realizează pe parcursul unei anchete. Cât contează să evolueze acest domeniu pentru a reuși practic să găsești răspunsuri tuturor infracțiunilor care, din păcate, se întâmplă peste tot în lume și inclusiv și în România? Totul se reflectă în produsul finit, în rezultatul expertizelor și constatărilor realizate, care
reflectă munca criminalistului care efectuează cercetarea la fața locului și tehnica de exploatare a acelei urme, de a scoate o informație mult mai bună, de a analiza cantități mult mai mici de probe. Dacă ne ducem spre genetica judiciară, avem capabilitatea să analizăm câteva celule. Din câteva celule să obținem un profil genetic și să-l putem atribui unei persoane. Cu cât evoluăm, cu atât avem mai multă sensibilitate. Cu atât putem să exploatăm mai multe tipuri de probe, mai multe tipuri de urme sau microurme care pot fi ridicate de la fața locului. Deci este o relație directă între calitatea, între produsul pe care îl oferim, tehnica, tehnologia pe care o avem în dotare. Ne îndreptăm acum atenția spre domeniile ce au constituit de-a lungul timpului baza criminalisticii, existente la nivelul Institutului în cadrul Serviciului de Expertize Criminalistice. Vom pătrunde pe rând în lumea balisticii, a traseologiei sau a grafoscopiei și vă vom prezenta ce presupune fiecare dintre acestea. Ce activități putem noi să desfășurăm în cadrul laboratorului de balistică judiciară? Putem să stabilim elemente simple, de la starea de funcționare a armei, unele caracteristici ale armelor, cum ar fi calibrul, marca, tipul, da? Până la stabilirea faptului dacă arma respectivă a fost utilizată sau nu într-o anume faptă. Toate acestea, pornind de la glonțul sau tubul care a fost găsit la fața locului, pe care noi le comparăm cu modele de comparație pe care noi le realizăm cu armele suspecte care ne-au fost puse la dispoziție. În cadrul acestor examinări folosim microscopul comparator, da? Este un microscop, după cum se poate vedea, colegul meu chiar acum lucrează la un caz foarte interesant în care examinează două gloanțe pentru a vedea dacă au fost sau nu trase cu aceeași armă. Acest aparat ne permite să examinăm în același timp două obiecte, da, pentru a vedea dacă prezintă sau nu elemente specifice, după cum spuneam anterior, de balistică interioară. Dacă arma respectivă a lăsat aceleași urme pe gloanțe și în acest fel putem să legăm arma de glonțul găsit la locul faptei. Traseologia se află peste tot. În momentul în care interacționăm, lăsăm urme vizibile sau mai puțin vizibile, chiar invizibile pentru ochiul uman. Vă invit să aflați cum sunt analizate aceste urme de către experții criminaliști și în ce mod fac diferența în probatoriul unui caz. De la examinarea urmelor lăsate de corpul uman la fața locului, urme lăsate de ureche, de frunte, de buze, urme lăsate de mușcături. Deci omul, când, să presupunem, să luăm un, ca și exemplu, un viol, da, victima se apără mușcând agresorul. În momentul acela putem să realizăm o examinare a respectivei urme pentru a descoperi dacă a fost sau nu realizată de către victimă. Traseologia presupune și recompunerea întregului din părți. La fața locului, de exemplu, în cazul accidentelor, când avem de-a face cu un far spart în mai multe bucăți, putem să culegem de la fața locului urmele de sticlă care le-am găsit pe carosabil și încercăm să reconstruim farul mașinii respective pentru a putea demonstra faptul că acea mașină a fost implicată în accidentul respectiv.
De asemenea, o linie destul de frumoasă, un tip de examinare, un domeniu de examinare destul de frumos este cel al examinării seriilor pilite, al relevării seriilor care au fost anterior pe atât pe arme, cât și seriile de șasiu, seriile de mașină. Deseori se face confuzie de termeni între grafologie și grafoscopie. Dacă grafologia se ocupă cu analizarea profilului psihologic al unui individ, în funcție de scrisul acestuia, grafoscopia stabilește dacă înscrisul sau semnătura de pe un document aparține sau nu unei anumite persoane. Scrisurile și semnăturile pe care le examinăm în cadrul laboratorului sunt depuse pe o gamă foarte variată de documente. Avem de-a face atât cu testamente, cu scris holograf, cât și cu chitanțe sau file cec sau contracte de vânzare-cumpărare. Aceste documente, de asemenea, au și o plajă foarte largă de timp. Am avut documente pe care le-am examinat, fiind datate 1800, până la documente datate în zilele noastre. Este foarte frumos să vedem această tranziție, această transformare a scrisului, pentru că înainte se scria mult mai caligrafic, mult mai ordonat, mai ornamentat. În zilele noastre, scrierea, spun eu, a suferit o mică involuție, deoarece majoritatea persoanelor folosesc mijloacele tehnice pentru a realiza comunicarea. Nu doar înscrisurile de pe documente pot fi false. Documentele, de asemenea, sunt contrafăcute sau falsificate. Tot în cadrul Institutului Național de Criminalistică, experții stabilesc autenticitatea atât pentru documente românești, cât și internaționale, cum ar fi cărțile de identitate, pașapoartele sau cărțile de înmatriculare ale autovehiculelor. Pentru a da o valoare documentelor, și când mă refer la documente, mă gândesc atât la bani, deci ceea ce înseamnă bancnote, chiar și monede, până la certificate de înmatriculare ale autoturismelor, permise de conducere, pașapoarte, cărți de identitate, atât românești, cât și din întreaga lume. Autoritatea care le produce, le realizează, inserează în masa lor elemente de siguranță. Aceste elemente de siguranță sunt pe mai multe niveluri. Sunt elemente de siguranță cunoscute de majoritatea populației, sunt elemente de siguranță care nu se pot observa decât în urma examinării cu un instrumentar specific, cu instrumente specifice, echipamente specifice, și de asemenea sunt elemente de siguranță pe care nu le cunoaște decât fabricantul. În cadrul acestui laborator, noi căutăm aceste elemente de siguranță pe care nu toată lumea le știe și în acest fel putem să spunem dacă un document este autentic sau este contrafăcut sau falsificat. În ziua de astăzi, cei care falsifică documentele au o pregătire foarte bună, au acces la un instrumentar foarte apropiat de cele cu care într-adevăr se fac documentele autentice, însă nu reușesc să reproducă totalitatea elementelor de siguranță care sunt depuse pe documente. Tocmai acest lucru îl demonstrăm noi științific, folosind echipamentele din cadrul laboratorului. Este fiecare caz o provocare? Întotdeauna fiecare caz este într-adevăr o provocare și niciodată un caz nu seamănă cu celălalt. De asta am spus, am amintit de a fi inovativ la fața locului. Trebuie să știi să combini metodele de lucru, procedurile de lucru, să le știi foarte bine, să fii foarte bine pregătit pentru a putea trece imediat de la o metodă la alta. O urmă de la fața locului, o amprentă se ridică într-un anumit fel, o urmă de încălțăminte se ridică într-un alt mod, o probă biologică se ridică altfel. Tot timpul trebuie să fii atent, să ridicând una, să nu distrugi pe cealaltă, să nu le deteriorezi.
și să le asiguri, în primul rând, calitatea acestora. Care considerați că sunt cele mai importante satisfacții pe care le au oamenii care lucrează în acest domeniu? Rezultatul muncii ne motivează, în primul rând. Să știm că ceea ce am făcut la fața locului a fost exploatat și a contribuit, sau nu de puține ori, a fost singurul lucru care a putut să demonstreze vinovăția pentru o persoană. Și avem foarte multe astfel de cazuri, infracțiuni, cum ar fi violuri, omoruri, unde probarea faptei a stat chiar și într-o singură probă și s-a putut demonstra. Aici intervine adevărata satisfacție. Lumea criminalisticii este fascinantă și complexă. În această emisiune am reușit să vă prezentăm doar o mică parte din ceea ce înseamnă universul de specialiști și experți criminaliști ce aparțin Poliției Române. Urmăriți edițiile viitoare ale emisiunii noastre și familiarizați-vă și cu restul domeniilor existente în cadrul Institutului Național de Criminalistică. Până atunci, să ne revedem cu bine cu toții!